Domnule Diaconescu, am o situație pornit de relații cu minore. Cum comentați suspiciunile, domnule Diaconescu? Ușor. Permiteți trecerea, vă rog. O parte. Potrivit unor surse judiciare, jurnalistul ar fi întreținut relații sexuale cu două minore. Cu detalii vine chiar acum colega mea, Liliana Năstase. Lili, bun găsit! Ce ai mai reușit să afli? Bun găsit! Faptele pentru care Dan Diaconescu este dus chiar în aceste momente la poliția din Constanța s-ar fi petrecut în anii 2020 și 2021. La vremea respectivă era ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de doar 15 ani, iar ulterior ar fi făcut acest lucru cu sora ei, geamănă. Faptele s-ar fi petrecut atât în București cât și la Constanța, de aceea va fi audiat la Constanța. Ulterior, acestor fapte pentru care a fost pus sub acuzare deja pentru act sexual cu minor în formă continuată, Dan Diaconescu i-ar fi cerut uneia dintre minore să-i facă cunoștință cu o prietenă de-a sa, virgină, de asemenea minoră. Tânăra l-ar fi păcălit pe Dan Diaconescu că a găsit deja o prietenă în acest sens, iar în momentul în care au discutat, l-ar fi filmat și ulterior i-ar fi cerut mai multe sume de bani pentru a nu da publicității înregistrările respective. Tânăra însă a ales să meargă la poliție, iar polițiștii din Constanța s-au autosesizat cu privire la acest caz, iar în această dimineață au descins la casa lui Dan Diaconescu. În momentul în care polițiștii au intrat în casă, Dan Diaconescu a încercat să se ascundă într-o anexă a locuinței, însă ulterior a fost găsit, iar anchetatorii au făcut percheziții până în urmă cu aproximativ o jumătate de oră, când au ieșit cu Dan Diaconescu, care a refuzat să facă orice declarații. A făcut însă declarații avocatul său, care a venit la locuința din București. Dan Diaconescu în acest moment are calitate de suspect. Urmează să se deplaseze la Constanța pentru a-i fi aduse la cunoștință acuzațiile. Nu își vom afla mai mult. A spus că nici vorbă de așa ceva. Urmează să ne lămurim. Să vedem.